În Gorj, unde au rămas blocate cele 110 mașini, vă spuneam, este în vigoare o avertizare de ploi și grindină, iar în București, o furtună de cod portocaliu pentru care a fost dat mesaj roalert a făcut deja prăpăd în urmă cu o jumătate de oră după o zi caniculară. Continuăm News Time. În loc să-și trăiască liniștiți ultimii ani de viață, sute de bătrâni, printre care mulți cu dizabilități, au fost umiliți, bătuți și infometați în centre care promitau îngrijirea lor pe bani mulți. Nu însă fără știrea mai multor instituții publice, unde au fost făcute în ultimul an sesizări pe bandă rulantă, toate ignorate, până astăzi. Atenție, urmează imagini și informații ce pot avea un puternic impact emoțional. Condițiile de la Auschwitz, dacă vi le închipuiți, astea erau aici. Astea erau condițiile de aici. Mai ce ați văzut, exact. Ce deci ei vedea la gar cerșeau de mâncare, plin de în pielea goală. Scenele de groază au avut loc până astăzi în Casa Cora din Voluntari, oficială centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente. În realitate, o casă a cruzimii, un lagăr în care bătrâni neputincioși și vulnerabili erau bătuți, umiliți și înfometați. Știu că este azil de bătrâni pentru că de câte ori trec pe acolo, bătrânii săraci vin la poartă și cerșesc. N-ai și tu un corn sau ceva de gen. Astea sunt răni pe care le-au bătrânii din acest azil. Pescare. Wow. Cum vi se pare așa ceva? La câțiva pajeri noastră. Wow. Imaginile sunt într-adevăr greu de privit pentru oricine are un gram de compasiune, cu vânătăi și răni până la os. În paturi acoperite de ploșnițe, unii dintre ei uitați cu zilele în propriile fecale. Așa erau îngrijiți acești bătrâni, înainte de a fi mutați de la vechiul sediu la noua Casa Groazei. În ciuda reclamațiilor la DSP și la Poliția Voluntari făcute de martori încă de anul trecut, doar adresa s-a schimbat până azi. Tratamentele inumane au continuat. De acolo vis-a-vis stau. Bătuți, cred că erau. Ați sesizat autoritățile? Da. Da, da. Ați sunat la poliție? Ați sunat la... Am fost la IGP chiar. Și mai șocant este că acesta nu este un caz izolat. Autoritățile au descins astăzi la alte două centre private din apropierea capitalei. Și aici bătrânii erau ținuți în condiții greu de închipuit. S-a constatat faptul că pe raza județului Ilfov au fost constituite două grupuri infracționale organizate. În scopul exploatării unor persoane cu dizabilități s-au aflat în situații vulnerabile. Bătrânii primeau la prânz doar zeamă chioară și păstăi de fasole. Carne nu vedeau niciodată. Cei mai norocoși erau spălați odată pe lună, iar de medicamente nici nu se punea problema. Întregul chin avea ca scop obținerea de către liderii grupurilor și de către ceilalți membri a unor foloase patrimoniale pe nedrept. Prejudiciul total estimat este de peste 5,2 milioane de lei. Femeia care a pus bazele întregii scheme a fost adusă astăzi la audieri la sediul DIICOT alături de soțul ei și el implicat în rețeaua infracțională. Ajuns în halbă ăsta să furați curat, mă, și de la bătrân, mă, excroacelor, mă! Astăzi, autoritățile au făcut percheziții de amploare la 31 de adrese în care erau exploatate, inclusiv persoane cu dizabilități, în București, Ilfov, Ialomița, Călăraș, Constanța, Olt și Argeș. Suntem prezenți în toate locațiile cu 38 de autospeciale de transport personal și victime multiple. Avem 7 puncte medicale avansate, 3 autospeciale pentru decontaminare, 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă. Beneficiem și de sprijinul a 15 medici și 18 asistenți de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. În total, 56 de vârstnici au fost aduși aici la Spitalul Militar din Capitală și la Spitalul Gerota de la cele 3 centre pentru bătrâni din județul Ilfov. Medicii au observat pe trupurile lor escoriații și răni adânci. Oamenii legii au emis 26 de mandate de aducere. Pe lângă liderii rețelei, vizate sunt și infirmierele acuzate de neglijență în serviciu. E adevărat că cerșeau printre gard mâncare? Nu mai era bine de bătrânii aceia. Scrie în dosar
crimă organizată și am rămas cum? Da, cred, e șocant puțin, da. Se duce la muncă și face treaba ca un angajat, dar e greu, pentru că sunt simpli angajați care lucrează și își fac treaba, adică ce spune șeful, aia fac, nu? Adică schimbă, le dă să mănânce, altceva ce. Că la 30 de pacienți, două persoane sau trei persoane, na, fiecare sunt bătrâni, vreau apă, vreau aia, ăla cade, vino tu, hai tu, nu poți să le faci față. Totodată, 15 martori au fost citați în acest dosar. În același timp, sunt în desfășurare percheziții și la sediile unor instituții publice și private în București, Ilfov și Ialomița, printre altele pentru abuz în serviciu. Inspectorii sanitari veterinari anunță controle în lanț de la 1 august, odată cu ieftinirea alimentelor de bază. Calitatea produselor cu prețuri reduse ar putea avea de suferit, spun unii specialiști. Așa că autoritățile vor să se asigure că nu vom mânca mai ieftin, dar mai prost. Ordonanța ieftinirii alimentelor va aduce și controle în masă din partea inspectorilor ANSVSA. Aceștia vor să se asigure că odată cu scăderea prețului, comercianții nu vor fi tentați să scadă calitatea produselor cu preț mai mic. Odată cu intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va desfășura controle ample la nivel național. Verificăm, recoltăm probe din toate aceste produse și verificăm ingredientele. Acesta este rolul laboratorului. Românii se tem că ar putea mânca mai ieftine, dar mai prost. Alimente de mai proastă calitate. Mai ieftine și mai proaste. Credeți că asta se va spune acum, s-a ieftinit și a fost la fel de bun? Nimic. Ca să aibă, practic, cum să zic, profitul care l-avea înainte să substituie cumva. Știi ei unde să ne ardă și așa ele nu sunt de calitate, că mă uit în multe produse. Economiștii spun că nu este exclus ca pe mesele românilor să ajungă produse de o calitate inferioară. Pentru a face totuși profit, este posibil ca hipermarketurile să aducă pe rafturi produse de o calitate mai slabă, care, da, vor fi mai ieftine. Altfel spus, vom mânca mai ieftin, dar mai prost. Multe dintre cele 14 alimente de pe lista guvernului n-au nicio legătură cu ideea de a mânca sănătos, de a avea o viață echilibrată. Pe lista adoptată de guvern sunt anumite categorii dintre produsele de bază. De pildă, pâinea albă cu gramaj cuprins între 300 și 500 de grame va fi singura care va avea un preț mai mic, nu și alte specialități. Cât despre lapte, doar cel de vacă la un litru cu 1,5% grăsime va fi cel care ne va scoate mai puțin bani în buzunare. În general vor fi mai slabe toate. Calitativ? Calitativ. Înțeles cu iaurtul, paharul la 150 de grame de 1,5 grăsime. Și era în porcărie. Pe lista alimentelor care se vor ieftini de la 1 august se numără și uleiul, brânza, zahărul, făina, precum și fructele și legumele proaspete. Examenul maturității a fost o piatră de încercare imposibil de trecut pentru mulți liceeni. În zeci de școli din țară, niciun elev din cei care au susținut bacul nu a trecut. Ei dau vina pe dascăl și greve, dar profesorii pun dezastrul pe slaba pregătirea lor încă din gimnaziu. M-am pregătit la materiile care nu erau așa importante pentru bac și alea, în fel, le-am lăsat așa mai pituși, cum să zic așa. Adina e unul dintre cei 24 de liceeni care au dat bacul în comuna Horia din județul Neamț. Toți au picat. Unii la o materie, alții la două sau la toate trei. Numai la mate atât am picat. La biologie m-am descurcat super bine și na, la română a fost ok. Am înțeles. Trebuie să te întorci și la toamnă. Da. La examenul. Da. În august. Tânăra este optimistă însă. Până la toamnă are timp să facă și meditații, să ajute părinții la muncile câmpului și să se și distreze. Doar că vestea că nu a trecut nimeni examenul maturității s-a răspândit fulgerător pe uliță și aspru dezbătută. Ei uită de carte și numai pe Facebook, pe una, pe alta, uită că mă au de învățat, uită că mă iau treburi, că... Da, depinde și din și familie, bine și copiii, și asta contează. Și 7 ani de acasă, dacă eu îi zic nepoată mea, îi lasă cartea și să mă înveți, unde-i să te duci? Nu e așa, copilul trebuie să-i pune mâna și învață că pentru tine înveți, să ai un viitor, să nu depinzi de salariul la nimeni, să ai tu serviciul tău, banul tău, chiar de te căsătorești. Ăsta e, să văd dacă îmi dă bărbatul bani, nu, domnule. Vecina o contrazice însă. Trebuie tras la răspundere directorul. Dar unde ai fost? Dar directorul ce-o făc până atunci? Hai?
Directorul și-a făcut. Deci nu-i doar vina elevilor. Nu. Elevii ar și învățat. Nu au avut șine să-i învețe. Evident, directorul spune că nu este cinste cu asemenea rezultate dezastruoase, dar are o explicație. Nivelul inițial al copiilor care ascet, care, mă rog, ajung să fie elevi la liceul nostru, sunt copii care fie că nu au luat evaluare națională, dacă s-au prezentat, fie copii care nu au participat la evaluare națională. În toată țara sunt 50 de licee în care promovabilitatea este zero. Cu alte cuvinte, niciun elev din cei care s-au înscris la examene nu a avut medie de trecere. Unii dintre ei au mai dat bacul și în anii trecuți. Alții nici măcar nu s-au obosit să se prezinte. N-au promovat 34.106 elevi, adică aproape 35.000. Apare o diferență de aproximativ 23.000 de elevi neparticipanți la examenul de bacalaureat, deci ei sunt foarte mulți. Rezultatele finale la BAC după contestații vor fi afișate vineri. În timp ce majoritatea tinerilor de vârsta ei se distrează în cluburi, o studentă din Buzău, admisă la Facultatea de Medicină, vinde roșii la tarabă în Piața Centrală. Și nu-i doar o ocupație sezonieră, ci un obicei deprins în familie. Tânăra olimpică națională a susținut zilele trecute examenul de bacalaureat cu rezultate excelente și a ajuns un reper pentru generația sa. Noi cultivăm două soiuri, acestea sunt roșii roz și acestea sunt inimă de bou. Sunt, în primul rând, ciudățele prin faptul că sunt foarte mari. Diana a absolvit unul dintre cele mai bune licee din țară și este deja admisă la Facultatea de Medicină din București după ce a urcat pe podium la Olimpiada Națională de Biologie. Cu toate acestea, tinerei nu este deloc rușine să vândă roșii în piață. E o plăcere și nu o faci numai pentru bani. Este plăcerea de a cunoaște oameni, de a vedea că oamenii sunt foarte încântați de ceea ce faci aici. Și lumea apreciază un om care este zâmbăreț, care le urează zi bună și care le mai dă și niște roșii foarte gustoase. Pe Diana o găsim aproape în fiecare zi la taraba cu numărul 227 din Piața Centrală a Buzăului, în timp ce vinde tomate alături de mama ei, Mădălina, mereu cu zâmbetul pe chip. Mica vânzătoare de la taraba cu roșii este ca un magnet pentru clienți. Fata de 18 ani este copilul minune al legumicultorilor, în mijlocul cărora își petrece jumătate din zi. Diana e o fată drăguță, deșteaptă, supusă și ajută părinții la bani. La marfă, vin din marfă. Ia uitați ce deșteaptă e. Nu se duce la discotecă, ia uite, să ia bani aici. Foarte mândră trebuie să fie mama și tata de... Ai mei au preferat să plece departe decât să mai muncească grădina. Diana este fiica cea mică a unei familii de intelectuali din comuna Ghereseni. Sora ei este deja studentă la medicină în București, iar mama este cadru didactic și directorul unei școli. Pentru toți membrii familiei Necula, grădinăritul a ajuns o pasiune, nu doar o sursă suplimentară de venit. Ca și cadru didactic trebuie să am încă un venit suplimentar pentru a putea rezista așa cum trebuie și... Soțul meu se ocupa cu agricultura și cu legumicultura din generație în generație. El a preluat această meserie și o cultivăm și noi cu drag. Prin munca în solariile familiei, din zorii zilei până seara, iarna pe frig sau în arșița din toiul verii, tânăra consideră că se dezvoltă și spune că pentru ea este doar o practică a ceea ce învață la școală. Studiind biologia, cu atât mai mult, mi se pare și mai interesant că încep să-mi dau seama ce se întâmplă aici. Știu cum crește planta, știu cum absorbe, nu știu, apă. Diana vrea să devină chirurg cardiolog, deși știe că va trebui să muncească mult pentru asta, spune că își va face timp și în următorii ani să-și ajute mama în solarii. Valul de caniculă prin care trece țara noastră este mult mai greu de suportat de locuitorii capitalei. Mii de bucureșteni nu au apă caldă, iar ca să se bucure de o banală baie, sunt nevoiți să încălzească apă și să se spele la lighean. Cum lucrările la rețeaua de termoficare sunt anunțate că vor dura chiar și o lună, mulți au văzut nevoiți să-și renoiască kitul de apă caldă. Canicula din capitală are urmări nebănuite pentru bucureștenii care locuiesc în zonele unde termoenergetica face lucrării la conductele de alimentare cu apă. Pau și un lighean că nu mai am apă caldă. Am înțeles. Și trebuie să mă spăl la lighean acum, ce să mai fac? Asta e. Ca cu timpul Ceaușescu. Situația se repetă. Da? Trebuie unul mai mare, mai adânc, mai mic. Acest bărbat a venit în piață să-și împrospăteze kitul de apă caldă. Nu va mai putea face un duș normal în următoarele două săptămâni din cauza reparațiilor și caută soluții. Ceva gen cadă, dacă aveți. Ăsta așa,
e cel mai mare care la modelul ăsta. Da. Și au cădite de asta. Nu știu, ăla nu, nu-mi place. Eu zic că intri în ăsta fără probleme. Nu? Ce spune asta pe ăsta? Câți oameni, atâtea pretenții. Uite, ăsta, adică cum mă spăl eu, sau ăsta, sau unul mai, mai jos să fie, să nu fie înalt așa. Păi uitați-vă la noi cum arătăm. Da. Nu cred că sunt pe aici ligiane pentru noi. Uitați la mare. 35 de lei costă un lighean care să potolească temperaturile ridicate. Dușul cu apă rece nu este o variantă, spun bucureștenii. Cum să stai vara fără apă caldă? Cum să stai? Da. Când acum te duci acasă, te bagi direct în duș, să te răcorești. Cum? Nu poți în apă rece. Da. Nu. Da. Dați seama, încinsă după drum, transpirată, te duci și te bagi în duș cu apă, să pui apa rece direct pe tine. Un val de căldură a sufocat capitala. La miezul zilei, temperatura resimțită a fost de 38 de grade. Pe atmosferă toridă, unul din 10 blocuri din capitală nu a avut apă caldă. Peste 700 de blocuri din capitală nu au apă caldă. Vedem că unii bucureșteni abia pe 17 iulie vor putea face un duș cald, în timp ce într-un imobil în sectorul 5 apa caldă va ajunge abia în luna august. Termoenergetica a deschis mai multe șantiere în această perioadă. Directorul companiei spune că profită de vremea caldă ca să facă lucrări ample. Căutăm să reparăm cât mai mult din acele tronsoane care ne fac mari probleme în perioada de iarnă, dat fiind că nu avem presiunea timpului, așa cum, de exemplu, e în decembrie sau în ianuarie, când cârpim efectiv. În perioada de vară, atunci când vedem că un tronson este cu mari probleme, înlocuim 20 de metri, 30 de metri, 50 de metri. Cele mai multe conducte ale rețelei de termoficare din capitală au peste 50 de ani vechime. Din această cauză, pierderile, de exemplu, anul trecut, au fost de 2200 de tone de apă caldă pe oră. News Time se încheie aici, sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2. Să aveți o seară așa cum vă place. Bună seara! Până în această noapte, la ora 23, avem în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. În zonele montane, local în Transilvania și în nord-vestul Moldovei, vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindina. La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări averse și descărcări electrice în nord-est și în extremitatea de vest a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Mâine, în Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei și în jumătatea de sud a Moldovei, vremea va fi călduroasă, caniculară și cu disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În aceste zone, cerul va fi variabil, cu unele înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. În restul teritoriului, înnorări accentuate vor fi doar spre seară, când se anunță averse torențiale și descărcări electrice, intensificarea vântului și vijelii. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 35 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil, cu norări temporare și ploi cu descărcări electrice. Termometrul va indica 28 de grade în Pitești și 30 de grade în Târgoviște. În Transilvania avem parte de o zi cu vreme instabilă. Vor fi ploi cu descărcări electrice. Se vor înregistra 27 de grade în Brașov, la fel și în Sibiu. În Moldova, cerul va fi în mare parte însorit, însă și ploile de vară își vor face apariția. Se vor înregistra 34 de grade în Galați și 31 de grade în Focșani. În vestul țării, ziua de mâine aduce vreme ploioasă. Vor fi averse și intervale cu tunete și fulgere. Se vor înregistra 24 de grade în Reșița și 29 de grade în Timișoara. În Oltenia, atmosfera va fi însorită, însă meteorologii spun că sunt șanse să plouă și vor fi perioade cu descărcări electrice. Mercurul din termometre urcă la 30 de grade în Craiova, la fel și în Slatina. În Dobrogea ne bucurăm de vreme plăcută. Valorile termice ajung la 29 de grade în Constanța și 33 de grade în Tulcea. În capitală, vremea a fost călduroasă, cu disconfort termic în creștere. Cerul a fost variabil, iar acum pe seară crește probabilitatea pentru ploi. Temperatura maximă a fost de 34 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, cu norări averse și descărcări electrice în nord-est și în extremitatea de vest a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între
12 și 22 de grade. Mâine vremea va fi caniculară cu disconfort termic ridicat în orele după amiezii, când indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35 de grade. La munte, vremea va fi în general instabilă și mai ales în a doua parte a zilei și noaptea vor fi înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii. Izolat va cădea grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior. Pe litoral, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, cu disconfort termic ridicat, iar cele minime se vor încadra între 20 și 23 de grade.